Presii, doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Gazmetan CFR a disputat ieri primul joc de verificare din actualul sezon competițional. Fotbaliștii pregătiți de Cosmin Bodea au învins cu 2-0 echipa de Liga a 3-a CSM Brașov, după o partidă în care conducerea tehnică a echipei noastre a rulat întregul lot care este în pregătire centralizată. Miercuri ei vor disputa o altă partidă în care vor avea ca adversară echipa Viitorul Constanța. Gazmetan CFR a susținut ieri primul amical al sezonului, întâlnind CSM Brașov, echipă care activează în Liga a 3-a. Jucătorii pregătiți de Cosmin Bodea au învins cu 2-0 prin golurile realizate de Neacșa în minutul 23 și Alin Coțan în minutul 70. În această partidă au evoluat și noile achiziții Vârtic și Bălău. Primul joc după o perioadă de 2 săptămâni, sigur, sunt mulțumiți de rezultat. Este bine când încep cu dreptul. Eu consider că am făcut un joc bun, ținând cont de fapt de starea de spirit pe care o avem și aici mă refer nu numai la starea de spirit, ci la, nu știu, pregătirea fizică care s-a făcut, s-a acumulat o oboseală. Una peste alta a fost un test reușit. Se poate și mai bine, însă deocamdată atât s-a putut în momentul de față. În cele două reprize ați folosit două echipe total diferite. Asta a fost și scopul, să jucăm câte 45 de minute de fiecare jucător. Pentru că nu sunt decât 2 săptămâni, probabil următorul joc o să se creioneze și cât de cât un 11. Miercuri, de la orele 17:30, Gazmetan CFR va întâlni Viitorul Constanța, iar în ultima zi de cantonament vor mai disputa un joc cu Dunărea Galați. Memorialul Jean Olteanu la fotbal tenis s-a încheiat cu victoria cuplului Mario Cioclov-Gabriel Petrovici, care au reușit să se impună după o finală deosebit de disputată. La competiție au participat 12 echipe, mulți dintre jucători fiind formați de Jean Olteanu, unul din mari șlefuitori de talente din fotbalul mehedințean. La turneu a participat și Flaviu Stoican, ceea ce nu s-a întâmplat și cu Dorel Stoica. S-au încheiat întregele ediții din acest an a memorialului Jean Olteanu la fotbal tenis. La startul ei s-au aliniat 12 echipe care au luptat pentru a cuceri premiile puse în joc de organizatori. Deși favoriți la locul întâi, Nicușor Păunel și Marian Chesaru au trebuit să se mulțumească cu poziția a treia a clasamentului, o accidentare stopându-i din drumul spre finala mare. Mario Cioclov și Gabriel Petrovici s-au impus în finala mare în dauna cuplului Daniel Popescu-Alexandru Sitariu. De menționat că cei doi câștigători ai competiției au fost elevii lui Jean Olteanu la FC Drobeta. Flaviu Stoican a fost prezent la acest turneu, ceea ce nu s-a întâmplat însă și cu Dorel Stoica. De ce? Dorel Stoica n-a putut să vină, dar și el este cu sufletul alături de această competiție. Da, este normal, pentru că avându-l antrenor pe acest om care a fost un om deosebit și ne-a îndrumat spre un fotbal bun, e normal ca să fie cu Dorel cu sufletul. Este angrenat și el într-o nouă meserie și are probleme la modul de a se deplasa la acest memorial. Felicitări și arbitrului Marian Balaci, care a fost sufletul acestei competiții, care tinde să devină tradițională pentru sportul severinean. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!